Fundația Promission din Oradea organizează anual un marș de rugăciune și mobilizează creștinii să se alăture acestei inițiative. Participanții vor parcurge 50 de kilometri în două zile, timp în care se vor ruga pentru misiunea mondială, pentru Biserica lui Hristos și pentru alte motive. Anul acesta, marșul de rugăciune va avea loc pe Via Transilvanica. Este un traseu foarte bine cunoscut în România. Din 5 în 5 kilometri o să facem pauză, ne rugăm, ne luăm subiecte de rugăciune și vrem să invităm cât mai mulți parteneri în rugăciune, să ne rugăm pentru misiune, misiunea transculturală, să ne rugăm pentru bisericile locale, să ne rugăm pentru potențialii misionari, pentru cei care vor să se dedice pentru misiune în India, în Nepal, în Pakistan, în Afganistan, în Sri Lanka sau în orice parte a globului cunoscut sau mai puțin cunoscut ca și zonă unde sunt misionari români și ne așteptăm ca Domnul să facă lucruri mari împreună cu noi. Lidia Muraru vorbește despre cum a început acest proiect și despre importanța de a pune timp deoparte pentru rugăciune și misiune. Ideea mi-a venit mie să punem timp deoparte, special pentru rugăciune, cu scopul de a ne dedica 100% și fizic, și emoțional, și spiritual pentru rugăciune, chiar și post. Asta înaintea lui Dumnezeu, a cere călăuzirea lui Dumnezeu pentru misionari, pentru misiunea mondială, pentru misiunea globală chiar. Și vedem că Dumnezeu ne vorbește, ne călăuzește într-un mod special și ne spune următorul pas. Fiecare pas este făcut sub călăuzirea lui Dumnezeu și vedem că este cu succes. Este important să ne desprindem de rutină, este important să ne dedicăm așa cum făcea Iisus, mergea pe munte să se roage, punea timp deoparte din noapte chiar și era un loc liniștit, un loc unde știi că 100% ești dedicat pentru viața spirituală și asta ne dorim, pe drum, rugându-ne, implicându-ne fizic, implicându-ne spiritual, implicându-ne emoțional cu tot ce avem, suntem dedicați acestui scop, misiune și rugăciune. Cei care doresc să participe ar trebui să aibă pregătire fizică, dar nu contează confesiunea din care fac parte. Este invitat cel care, bineînțeles, este bine să aibă un exercițiu fizic, e de mers cam 50 de kilometri în două zile, dar nu așteptăm dintr-o confesiune anume, poate să vină din biserica penticostală, biserica adventistă, biserica evanghelică, biserica ortodoxă, dar să fie disponibil să se roage pentru misiunea transculturală în special. Marșul anual de rugăciune va avea loc la începutul lunii august pe o porțiune din traseul Via Transilvanica ce pornește de la Putna și se încheie la Caransebeș. Via Transilvanica este un traseu cunoscut și recunoscut internațional chiar. E un traseu pentru persoane care își doresc să meargă mult, mai exact 1500 sau 1400 de kilometri. Noi nu o să facem tot traseu, cu siguranță, pornește de la Putna și vom merge cât se poate, 40-50 de kilometri ne-am propus.